Nu se pare că dădea din mână ca Ceaușescu, Iliescu? Da, dar Iliescu avea avantajul față de restul, că Iliescu era pregătit în școlile care erau cei care făceau și Iliescu era pregătit să, ca un politic, adică să vorbească, cum să spună, cum să facă, n-au venit ca ceilalți care habar n-aveau de pe stradă. Dar tot ce spune acolo e o aberație, cum așa a fost făcută, clar. Și la Timișoara, știi și tu că am discutat în pauză la telefon, morții mulți au fost împușcați de la spate cu un calibru care la noi nu exista. Da, eu am stat de vorbă, că am fost jurnalist la Zigzag de investigații și am stat de vorbă cu foarte mulți care nu vreau să spună. Au făcut autopsii la niște militari, soldați în termen, care erau împușcați în cap. Și în București. Și în București tot au fost. Au scos un calibru foarte ciudat pe care... Noi aveam 7.62 calibru în armata noastră. NATO avea 5.56 calibru. Au scos un 5.46. Muniție subsonică, de viteză mică. Să împuști în cap pe cineva cu așa ceva înseamnă, în primul rând, să ai niște arme ale cui erau și, doi, îți trebuia niște precizie foarte mare cu omul. Nu, a fost împușcat de aproape, că foarte mulți împușcat și de la spate. Da. Că am împușcat... Da. De câte ori vorbeai cu oamenii ăia și îți spuneau lucrurile astea, nu vreau să declare nume, prenume și să-ți dea o mărturisire ca să o poți să treci în ziar. Deci nu vreau, se fereau, e clar. În dosarul ăsta se spune că nu există probe că ar fi fost teroriști. Eu îi cred că nu există probe, că dacă tu nu întocmești niște documente... Dar nu există probă. Și să le duci într-un dosar, atunci n-ai proba și n-ai cum să condamn pe aer și pe vorbe. Nu, la început au încercat aia cu Sibiu, cu miliția de pe timpul ăia, că i-a băgat ăla, nu știu mai îl chemau, era un militar care și el ar trebui condamnat, care i-a băgat acolo și a vrut să-i omoare și au tras... Dragomir sau... Da, Dragomir, nu știu mai cum îl chema. Da. Pe atunci am luat eu prima oară leapșă, că am auzit... tot vreau să văd și eu, domnule, că auzeam pe aia că copiii gemenii crescuți de Ceaușescu, care sunt de mici cu antena și cu Ceaușescu și omoare și fac... Ți-mi minte de tot imbecilitățile. Da, luați din orfelinate, luați din orfelinate, brigade, da. Era după un film. Și eram la restaurant, că, unde puteam să fiu, înțelegi? Corect. Sergei la restaurant. Aud că au prins și televizează, atunci am seama că e Caterin, că un terorist. Da. Mă duc pe telefonul, arătat pe ăla de la Sibiu, săracul, care a spus, domnule, eu sunt surd, nici nu trag cu pistolul, m-au urcat ăștia peste gard și au zis că sunt terorist. Și zic, e vrăjeală. Bine, mi-am dat de foarte multe, stând între ei, de exemplu, când am văzut că merge Nicolescu și ia blindate. Dar cum poate să... Stai puțin, că nimeni nu spune că domnul Sergiu Nicolaescu, înainte de Revoluție... Să-l odihnească, că nu mai e cu noi ca să... Dar nu contează, astea sunt date, nu vorbesc așa, că eu am fost vecină, am avut o relație destul de bună cu el. Avea pe timpul Ceaușescu, era singur din România care avea, ca cetățean, avea birou la Berlin Occidental. Ce avea? Birou în Berlin Occidental. Da. Că avea și mașini cu alea, că când era cu parcul în pare, avea mașina de... Și prin el se vindeau toate filmele, ziceau ăștia și alte chestii, nu? Era șeful cu partidul asta la cinematografie și astea. Pe cum merge el să-mi vrea să-mi spune mie că m-a dus? Pe acum gândei mai cunoscut decât Sergiu Nicolescu de 1000 de ori sau Badea, da? Păi hai să meargă la unitatea acum militară, să spună, dați-mi și mie 50 de blindate, că vreau să vin să... Apropo, nu prea mai avem blindate, așa, că sui de la... Câte au mai rămas, bă, vreau să vin, veniți pe jos. Da. Auzi, Sergei, da, din câte știi tu, care era părerea lui Ceaușescu despre Iliescu? Dom'le, au fost la un moment dat, au și stat în casă la ei, adică a fost... L-a crescut pe ăsta. După aceea a început să-l l-a ținut și când a văzut cu oia pe partea alaltă, că e clar cu oia, a început să-l dea. Dar niciodată nu l-a terminat. Pentru mine asta e mare enigmă. Adică eu să fiu președinte, să știu că vor să mă mierlească, i-aș termina eu înainte, nu? Dar n-a avut cu nimeni. Că toată lumea spune că mă uit și în spate când a fost cu goma cu oia. Plecați. Da. Bun. Deci nu știu ce... Una e cu dizidenții pe care, hai dumne, plecați ca să nu mai faceți adică valutul și, România. Și pe militarul când... și pe Brucan, care, că Brucan tot așa, Brucanul până înainte era mare profesor de socialist, comunist și prin America preda toate chestiile astea, era mare comunist, după aia a devenit și lui ăsta n-a făcut nimic, l-a scos din primăverii de unde avea casa și l-a mutat în Dămăroaia. Dau și eu din casa acum puțin. În mai a venit Gorbaciov în 87. Și Gorbaciov a vrut să viziteze și Politehnica București. Și s-a întâmplat peste noapte, că nu era în plan. Și au trebuit să-l ducă. Și ne-au adus, noi eram studenți în 87, ne-au adus, nu ne-au zis de ce ne aduc, obligatoriu să venim la Politehnică, ne-au aliniat pe
rânduri așa frumos și după aia am aflat că o să vină Gorbaciov. Am stat vreo oră jumate până să vină, dar cu vreo jumătate de oră înainte să vină, au apărut niște colegi în ghilimele de-ai noștri, rândul 2 și rândul 3. Noi, care eram primul rând, ne-am trezit rândul 3. Gorbaciov, când a venit, i-a dat la o parte pe primii, las că știm cine sunt ăștia și au venit să dea mâna cu rândul 3. Deci știa de la început că ea nu sunt studenți. Nu studenți. Da. Și nu spuneți că o duceți bine, că știu că nu e așa. Asta a spus Gorbaciov când a venit. În 87 aveam curs de filozofie cu un domn profesor, foarte interesant, și care ne-a zis în felul următor, după ce plecase Gorbaciov la curs, dar noi am crezut că ne testează ca să vedem dacă ne bucurăm sau nu să ne purească la partid. Să vă toarne, da. Dom'le, că sistemul ăsta o să implodeze, că nu poate să țină competiția, că e ineficient și că o să se ducă de râp. 87. Eram student. Stăteam toți așa la seminar și bă, ăsta ne testează ca să ne... Și în primul rând... Da, te întreb dacă oamenii ăștia știau. Absolut. Că lucrurile astea se vorbeau. Sigur, toată lumea. Și în primul rând că căzuse un sistem. Adică n-a căzut România că a avut revoluție și restul tot în jurul nostru au rămas comuniști sau asta, nu? A căzut absolut un sistem, era clar că se curăță până aici. Ce m-a determinat pe mine, că ai văzut că în restul țărilor comuniste s-a făcut tranziția foarte lejeră, foarte au rămas... I-a făcut... Luat în pușcărie pe Jivkov, da, mă rog, scos. A mărit de moarte bună. Da. Adică numai la noi s-a întâmplat, pentru că la noi a fost chestia asta de a prelua puterea. Pentru că am văzut simulatoare. Ai văzut simulatoare? Da, am văzut o groază de chestii care le-am văzut și care... Stai puțin, ai văzut cu ochii tăi simulatoare? Da, cu ochii mei. Unde? Povestesc imediat. Și o groază de chestii și care nu puteau fi pregătite într-o zi. Adică nu puteai de pe o oră, sigur, pe au făcut absolut, au pregătit-o cu tot. Dar unde erau simulatoarele astea? Deci eu stau, socrul meu stătea la Piața Romană, vis-a-vis de ambasada Franței. Ok. Pe o străduță. Nu, chiar pe Cristian Tel. Aici, ambasada, gata. Aici așa. Un bloc cu patru nivele, câte o familie pe nivel. Ambasador, după aia au fost politicieni, da. Și astea. În fine, ușe mare de metal și toate astea. Și trăgea de pe blocul nostru. Militarul era în fața mea, un militar în termen era în fața mea și tot făcea așa și spunea, lăsați jaluzele jos să vadă de unde să trage. Eu așa zic, pleacă mă, mâncați-a zis, bata, problema așa, sunt de tine, zic, te împușcă așa. Și el nu, domnule, nu știe, și zic, mă duc să văd sus pe bloc. Așa sunt eu curios și băgăreț, înțelegi? Și mi-a spus, nu te du, domnule, că nu-i nimeni. Zic, cum mă duvesc că te așa, nu te du, mă, că nu-i nimeni. Da. Și să vă spun o chestie, când au venit revoluționarii cu banderole, cu astea, așa că au vrut să intre în bloc și eu aveam geamul așa foarte jos și am auzit aici, nu că aici e Marcu. Deci ei știau și unde sunt casele, unde sunt generali, unde absolut totul. Deci pe față, nu pe spate, nu nimic.